pentru 2017, drumul fructelor nu s-a lăsat de aventuri. Am avut parte de 15 escapade fructuoase, unele în parteneriat cu Asociația Pomușarele Moldovei, altele datorită suportului celor care au donat. Împreună am reușit să parcurgem în total 1825 de kilometri și să vizităm alături de 360 de oameni 15 producători agricoli. Plasând articole informaționale pe site și pe pagina de Facebook, am reușit să comunicăm lumii întregi peripețiile noastre. Am avut parte de anotimpuri frumoase alături de cei mai mari fani ai fructelor crescute în Moldova. Mulțumim celor care au crezut în noi și în producătorii autohtoni! Cu drumul fructelor 2017 am colindat țara în lung și în lat, fiind în căutarea celor mai delicioase fructe. Astăzi, în această livadă de gutui, încheiem ediția pentru acest sezon și ne dăm întâlnire la anul cu noi forțe, noi planuri de viitor și, desigur, cu multe fructe autohtone. Împreună susținem tot ce este crescut acasă!